Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul nostru de YouTube, Rețetele Mamei cu Nicoleta. Astăzi o să facem niște clătite cu gem de caise, de aceea nu o să ne complicăm prea mult și nici nu am interes să mă complic, pentru că eu o să fac niște clătite așa cum le făcea mama când eram noi copii. Nu o să pun praf de copt, nu o să pun nimic, decât am aici o jumătate de kilogram de lapte în care am pus un praf de sare, două ouă care le pun acum, și 300 de grame de făină. 300-350 grame de făină, după cum o să simțim clătitele. Un praf de sare am pus și atât. Jumătate de kilogram de lapte și ouăle. O să începem să punem făină. Să mestecăm. O să trebuiască să mestecăm cam mult, pentru că nu o să vrem să avem niște clătite cocoloase. Dar nu, o să mestecăm. Și nu o să ne iasă cu cocoloase. Nu ne complicăm cu praf de copt, cu... Nu, mama mea așa le făcea. Puneau, depinde cât îi făcea, un ou sau două, lapte și făină și un praf de sare. Doar atât. Așa o să fie clătitele noastre. Cum ne făcea nouă mama când eram copii. Niște clătite sănătoase, fără praf de copt, fără cacao și mai nu știu ce. Le facem, uite așa. Cam așa este consistența. O să mestec bine ca să nu am cocoloașe. Și după aceea o să ne apucăm de făcut clătitele. Așa arată clătitele noastre, ne-am cam chinuit un pic cu lingura asta, dar eu vreau să fac ca mama, nu că n-aș avea tel sau n-aș avea cu ce. Așa făcea mama cu lingura de lemn. Și așa am făcut și eu și uite că am reușit. Încă mama ne mai lăsa cu niște gogoloașe, nu era problemă. Dar eu uite, n-am lăsat, poate ai fi lăsat vreo 1-2, dar merge. Da. Așa arată. O să ne apucăm de făcut clătitele. O să ungem un pic tigaia. Thank you.
A fost, cred că, tigaia încinsă bine. Mai așteptam puțin. Încă puțin și o întoarcem. Așa arată prima noastră plătită. Așa o să le facem pe toate. Acare să le umplem cu gem. Așa. Să le facem pe toate. Plătitele noastre sunt gata. Așa o să vină ele umplute cu gem. Am spus că este un gem de caiesă. Și așa o să le umplem. Aceasta este o rețetă veche de a mamei mele. Acestea sunt clătitele noastre. Dacă v-a plăcut rețeta noastră, puteți să o încercați. Vă asigur că sunt foarte buni, sunt moi și nu am pus bicarbonat, nu am pus nimic. Noi atât am avut pentru seara asta. Vă mulțumim că ați fost și astăzi alături de noi. La revedere!